Crescătorii de animale din România sunt hotărâți să iasă în stradă alături de ceilalți fermieri în condițiile în care li se oferă prețuri de mizerie pentru laptele obținut în exploatațiile zootehnice. Printre cei păgubiți se numără și fermieri din comuna Izlaz, județul Teleorman, care spun că pe piață intră foarte mult lapte neconform din Ucraina, iar acest fapt a generat o prăbușire a prețului. Aceștia solicită calcularea riguroasă a pagubelor suferite și identificarea unor surse alternative de finanțare europeană pentru compensații, așa cum au cerut în urma protestelor colegilor fermieri din Bulgaria. Cum vedeți toate aceste probleme pe care le ridică bulgarii? Au făcut bine, au făcut rău, că au blocat drumul? Nu, au făcut foarte bine că au venit, dar au ieșit în stradă și este bine și pentru noi și nu numai pentru noi, pentru toată comunitatea care putem să ne vinde în fiecare țară produsele cum putem, dar nu așa cum au procedat ucrainienii când sim schimb fermieri și români să plângă prețurile au luat-o la vale. Cerealele. Că gumicul legumicultori. Puse de crește cu crescători de animale, cei care muncesc pământul. E foarte bine că au ieșit. Și trebuie făcut așa ceva și la noi. Să ne unim, să. să putem să ieșim din această Credeți că, odată ce se ar închide vămile, autoritățile centrale, ar fi mult mai receptive la doleanțele fermierilor? Eu zic că, da, că să mai crească prețurile astea. Că au scăzut la cereale laptele, importăm din, din Ungaria cu pe un preț de nimic, pe un leu, fac lapte din artificial, din soia, din... nu e lapte natural. Deci au făcut bine bulgarii. Da, au făcut un lucru foarte bun, așa trebuie să A facem și noi, să ne unim, să ieșim în stradă, să blocăm vămile.